Bună ziua și bun regăsit, stimați ascultători, vă spunem și astăzi într-o nouă zi în care putem să ne reîntâlnim la emisiunea Până la marginile lumii. Astăzi avem plăcerea din nou de a-l avea invitat pe domnul Laurențiu Dumitru, doar spicuim din ediția anterioară în care dânsul l-a pus cumva pe Dumnezeu la încercare, Dumnezeu i-a răspuns, chiar l-a salvat dintr-o situație critică unde l-au înconjurat anumiți câini și apoi în cele din urmă o mărturie în fața a mii de soldați că dânsul este credincios. Bună ziua și bine ați revenit! Vă mulțumim că ați acceptat invitația! Mulțumesc! Haideți să continuăm discuția noastră și să ne spuneți dacă în urma apropierii de Dumnezeu au existat schimbări imediate și care au fost acelea. Ne-ați spus în ediția anterioară că v-ați antrenat ca să fiți un luptător, chiar să mergeți în legiunea străină, aveați cumva o voință și o dorință și o, să-i spunem, răutate, așa, nu vă era frică de nimic. Ce a schimbat Dumnezeu în dumneavoastră? Primul lucru care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea, să îmi arate dragostea lui, practic, eu nu știam ce e dragoste. Așa cum am spus, în viața mea mi-am antrenat să fac tot fel de lucruri rele. Și deodată vii la Dumnezeu și trebuie să iubești. Nu știam ce e dragoste. Ură, ucidere, le știam. Da, veneau natural. Natural. Și țin minte că lucrasem, de acum m-am angajat în altă parte și Dumnezeu a început să lucreze la caracterul meu, să mă facă autentic. Și de lucram la firma aceasta, mi-a zis să cumva să repar casa pe spate și casa pe spate era mai înaltă și la vecin trebuia să mă rup acoperișul vecinului. Și am spus patronului, zic, vorbește cu vecinii ca să știe că nu mă trezesc acolo, că zic, ce, da, am vorbit, du-te și rezolvă treburile. Și m-am dus, m-am urcat pe casă, am luat două gărzi de ciment și a ieșit vecinul. Bine, vorbise cu vecina, nu cu vecinul. Și vecinul fiind fisul. Fisul avea și el vreo 4-5, pe acolo 50 de ani și undeva la 35, deci era mai mic puțin ca el. Și eram deja pe casă, auzit gălăgie, vecinul ăsta a ieșit, era și cam beat și a început să vorbească urât, să mă înjure de toate lucrurile. Și eu eram cu gălăție în mână și mă uitam la el. Îți dai seama că eu acum eram deasupra lui. Și îmi spunea tot fel de înjurături și astea și zic, Doamne, ce să fac? Trecuse tot așa prin minte tot felul de lucruri, zic, mă, doar gălătă dacă arunc pe el, îl fac. Dar am zis că trebuie să mă abțin. Și mi-a fost foarte greu să bag coada între picioare, să mă prefac că plouă, să nu-l ascult și să mă întorc înapoi de unde am venit și să nu acționez într-un fel cum aș fi făcut-o lejer în alte situații dacă nu eram creștin. Apoi socrul meu, care încă mai trăia, care a murit și el la scurt timp, an de zile, Dumnezeu m-a învățat prin el cum să iubesc și nu pe oricine, pe vrăjmașul meu, cu alte cuvinte. Deși mi-era socru, îmi făcuse viața, să zic așa, amară. Mă mutasem că trebuia să stăm împreună, mă mutasem cu chirie. Oriunde mă mutam cu chirie, venea acolo și făcea scandal, că o căuta pe soacră. Și vă dați seama că bine nu mi-era, aveam doi copii mici. Și cumva m-a dus la punctul, să zic, culminant în care să-mi zic că aveam o fetiță, pe vremea aceea am și acum e mare. Era vârsta cea mai drăgălașă când te joci copiii, început să merg în picioare și îmi spune niște lucruri foarte grele despre fata mea. Însă eram cu un coleg de muncă și am zis, uite măi, am dat pe speaker, ce poate să spună omul ăsta, bunicul ei. Cu toate astea nu ați reacționat, bănuiesc că de fapt ați reacționat. Ajunsesem la punctul, să zic eu, care Dumnezeu practic m-a ținut în cuptorul ăsta să mă învețe despre dragostea lui Dumnezeu. Mama dumneavoastră a observat schimbări după această mărturie? A observat schimbări, cred eu. Vă dați seama că un copil care nu pleca de acasă și nu știa dacă mai vine sau nu știu unde venea, eram diferit acum, nu mai înjuram, nu mai vorbeam prostii și stăteam pe lângă casă, cu alte cuvinte, ajutam, făceam lucrurile și zice că m-am prostit. Eu am stat și m-am gândit, zic că de ce m-am prostit? La discoteci nu mai merg, la
prostii care făceam, nu mai merg, nu mai juram, nu mai făceam. Dânsa a văzut ca pe un pericol schimbarea asta. Ca pe un pericol, deși fratele ei era unchiul meu care a mers și m-am angajat și ar fi trebuit să știe și ea că totuși el e diferit, că era un om pocăit. Deși toate astea mi-a zis că m-am prostit și nu mi-a prea căzut bine, dar mă rog, a fost, oricum nu prea aveam noi relații așa. Cum ați înțeles dumneavoastră porunca Domnului Iisus Hristos de a duce Evanghelia mai departe? Ați menționat în ediția precedentă faptul că sunteți implicat cu oamenii străzii în întrajutorarea lor, în evanghelizarea lor. Cum ați înțeles și imediat după ce v-ați întors la Dumnezeu, ați început să vestiți Evanghelia tuturor? Ce s-a întâmplat? Păi cred că prima evanghelizare, să zic așa, am făcut-o în armată. Nu doar atunci când am declarat că sunt pocăit, cred că deja am făcut o evanghelizare, dar și după am avut ocazia să vorbesc cu foarte mulți soldați și nu mi-a fost frică. Am devenit frizerul unității, frizerul am devenit, am învățat să tund până la urmă. Și ați devenit frizerul unității. Vrei, nu vrei, acum erau toți. La frizerie trebuie să stai, că ești cu foarfeca în mână. Și a spus și în alte deți că dacă aș fi luat la toți bani care așa îmi luam cel puțin două daci noi nouțe, dar nu o făceam pentru asta, pe care îl prindeam, îi spuneam despre Dumnezeu și cât aveam ocazia și vă dați seama, nu știam prea multe lucruri acolo, dar știam că trebuie să mărturisesc credința. Adică, râfnea de la început. E ca o comoară care o prinzi și n-ai cum să o ții doar pentru tine, mai ales că experiențe care le-am avut și pot să mai spun și altele, când doar a fost asta, care el la fel m-a marcat destul de puternic. La început, când am venit în biserică, am zis, Doamne, ce să fac? Pentru că mă gândeam așa că la o afacere, să fac și eu ceva. Parcă nu venea să stau degeaba. Și zic că o să învăț la chitară, m-am gândit eu, și păi să laud pe Dumnezeu. Am cumpărat o chitară, țin minte că deja aveam două fetițe. Zic, mă dau și eu pe lângă biserică, pe la cineva, să învăț. Și nu prea aveau timp să mă învețe, să... Și acum le arăt la mulți de unde am învățat eu să cânt la chitară. Și era un magazin de chitări, m-am dus acolo și când mi-am cumpărat chitară, ăla m-a și întrebat, ce vrei să-și înveți la asta? M-a întrebat că vreau să învăț la ea și zic, da, de ce nu? Și uite așa, în spatele magazinului el și vindea și ne și învăța la chitară și o vreme până când am prins eu să cânt o cântare la chitară și am zis de atunci încolo, cam asta, să zic așa, mi-a fost începutul lucrării a lui Dumnezeu. Ați început să-L lăudați prin cântare, chiar la biserică, în cadrul bisericii. Să-L laud pe Dumnezeu, chiar la biserică și nu m-am oprit aici. Am zis, de aici încolo, toți copiii din biserică îi învăț până la nivelul care știu eu. Și apoi am zis să fac și o formație. Se numea pe vremea aia Licurici, pe aia Luminători, când a apărut, când am schimbat sigla Luminătorii Bisericii. Și a fost problema că trebuiau instrumente. Cine să cânte la tot felul de instrumente? Nu știam decât la chitară. Da, am zis, o luăm și noi cu ce e ușor, cu mandolină. Pe ceilalți am invitat la școala de muzică să învețe vioară, ceea ce nu... Da. Știam eu mai deloc. Și pe toți care am prins, i-am dus să învețe la tot la școală de muzică, i-am îndemnat să ducă la școală de muzică și mulțumesc Dumnezeu că acum biserică și copilul de 7 ani știe să ducă un program în biserică să-l cânte. Ați fost implicat în lucrarea asta, dar cum ați ajuns să fiți implicat în lucrarea cu oamenii străzii? De aici, implicându-mă cu copiii și până la urmă am făcut și orchestra asta muzicală, și aici mâna lui Dumnezeu am văzut-o pentru că mă gândeam și mă rugam, Doamne, de unde să iau atâtea instrumente, să fac, să încep. Și am început să pun prin biserică tot fel de afișe, care are o mandolină, care are o vioară, să vină să-mi vedea. Da, vă dați seama că nu mi-a venit mai nimeni. Unul mi-a zis că are o mandolină și că un frate că poate să-mi o dea. Dar ce să faci cu mandolină și cu o chitară? Și apoi vine fratele Dan Mitre și zice, mă, Laurențu, zice, tu ai nevoie de instrumente? Și pui un frate în America că, uite, vrea să dea vior, vrea să dea mandoline. Pentru mine a fost un alt punct în care să înțeleg că era voia lui Dumnezeu să mă implic în direcția asta. Iar după aia, fiind la firma aceasta unde lucram, mi-a venit cineva cu o ofertă și mi-a zis din biserică, un frate mi-a zis, frate, zice, la AMEC se face un institut pentru lucrarea cu copiii, evanghelizării. Da. Și ați mers acolo, ați făcut cursurile? Și aici a fost un punct mare de cotitură ca să mă duc să fac institutul acesta, pentru că lucram la firma aceasta, trebuia să fac 3 luni de zile, trebuia să plec de la firmă
Și îmi dăduse actele ca să semnez și eu și soția, trebuia să facem împreună și aveam și două fetițe mici. Eu stăteam la firmă aici unde lucram și a fost o luptă foarte mare. Timp de două săptămâni soția îmi zicea ce facem, semnăm actele, mergem acolo, rămânem, cum facem? Și zic mergem. După aia apărea o problemă foarte gravă și a zis nu mai mergem. După aia iar mergem. A fost o luptă foarte mare pentru că dacă alegeam să mergem, trebuia să plec și de la firmă și n-aveam unde să stăm. Și până la urmă zic, ce-o fi, mergem. Am ales să plecăm de la firmă, ne-am dus acolo, am făcut institutul și apoi am venit în București. N-aveam unde să stăm, deja trebuia să ne căutăm din mers un loc unde să stăm. Am stat aici unde stau acum, la avărul meu, la unchiul meu unde am lucrat. Și apoi am început lucrările cu evanghelizările copiii de Paști, de Crăciun, în cartier, cu cadourile de Crăciun, făceam diferite grupuri în cartier, foloseam diferite ocazii în care să duc vestea în ceea ce eram instruit la AMEC, să fac lucrări și evanghelizări cu copiii. Apoi, când am început lucrarea cu oamenii străzii, rămăsese ceva pachete în plus. De ce cu oamenii străzii? Care a fost chemarea? Aici sau? Este punctul care Dumnezeu probabil m-a invitat și aici, pentru că am rămăsese și ceva pachete în plus și am întrebat în stânga-dreapta dacă mai e cineva care undeva, unde pot să fac o lucrare, ceva cu pachetele care le am. Am fost la spital la Fundeni și acolo am deschis într-un fel împreună cu cineva. După aia a venit altă familie care am lucrat împreună la o cămăruță unde puteam să spunem copilul Evanghelie. Și acolo o soră care lucram împreună cu ea, colaboram și lucram la copii. Zice, păi am eu o soră care se ocupă cu copiii, cu oamenii străzi. Zice, cred că are unde să-i dea. Și zic, ok, mai avem 15-20 de cadouri și am vorbit cu dânsa și de acolo cumva nu m-am mai dezlipit, am început să mergem pe unde e dânsa, mergea cu taxiul și ducea mâncare la diferite locații, la case defavorizate, la canale, la gară, chiar am intrat pe canal de multe ori și am vorbit cu oameni acolo. Erau cumva făcute, și acum este la gară, gaura aceea unde era făcută spray, o gaură într-un zid. Rar se întâmplă să fie un om al străzii gras. Da, și ei făcuse gaură aia special să intre doar ei. Dacă intrai acolo, erau tot felul de injecții, drogați, erau așa cumva saltele. Cum primesc oamenii ăștia cuvântul lui Dumnezeu? Există oameni care s-au schimbat? Sigur, având masa, având lucrarea aceasta cu oamenii străzii și în biserică, dar și pe lângă, pot să spun două mărturii. Una cu oamenii străzii, mergeam la adăposturile acestea de noapte, iarna, făceau niște adăposturi, niște containere acestea mari, cu saltele jos sau patru suprapuse și acolo cine vrea din cartier, din București, pe baza buletinului, erau cazați pe noapte. Și acolo noi mergeam cu mâncare și le vesteam Evanghelia. Și la un moment dat am mers acolo cu mașina, încărcați cu mâncare, să broșuri, să spunem Evanghelia, erau multe containere. Și la un moment dat eu am stat la mașină pentru că erau foarte mulți pe afară și mirea să nu spargă mașina, să nu zgăgăi ceva și a dus o echipă până să ducă masa și să spună la într-un container, urma să vină să merg și eu în alte părți, în alte containere și la un moment dat vine un om mai mare așa mai și începuse să facă mișto, strige în gura mare, ce a venit pocăiți, a venit pocăiți și începuse să facă scandal acolo și nu știu ce și el era cred că de două ori cât bine ca om așa și era destul de fioros, părea la față așa, însă l-am citit repede având în spate un antrenament în privința aceasta. M-am dus lângă el și am zis în țigănește, pentru că lucrând cu ei am învățat ceva cuvinte așa de început în țigănește și zic că bine, am zis socăresc prala, care înseamnă ce faci frate și zic că avelo del, tu socăresc, adică vine Domnul, cum te va găsi? Și avea și o țigare în mână, instantaneu s-a schimbat fața lui, că tărea omul de mare și gălăgea care făcea acolo, a început să plângă, să spună că el practic a mers de mic la o biserică și de o vreme a avut probleme și nu știu ce și s-a ajuns pe străzi și de atunci a aruncat țigarea, a aruncat pachetul de țigări și a promis acum, nu știu, Dumnezeu să lucreze în viața lui, chiar dacă nu s-a, măcar acum dacă aude, să devină copilul Dumnezeu, că se va întoarce înapoi la Dumnezeu.
Iar un caz care... Pe care îl aveți chiar în biserică, nu? Un caz de... Persoana aceasta nu, dar alte persoane care le avem în biserică, asta spuneam în sala din spate, în sala de mese, unde avem și vin oamenii nevoiași, oamenii străzi, oamenii care... Cu sora aceasta am zis să facem o cantină socială pentru el, însă legile noastre și tot ce era nevoie ca să facem, trebuia multe aprobări, trebuia să fie... Și am zis, mai bine facem la noi la biserică. Și faceți în fiecare sâmbătă această masă? Da. În fiecare săptămână, în fiecare sâmbătă? Da, mulțumesc Dumnezeu că avem o echipă care face mâncare. Și vin mulți oameni ai străzii? Înainte veneau mulți, dar cu pandemia aceasta probabil că s-au mai dus la casele lor, nu știu ce să zic, că vin mai puțini acum, undeva 15, 20, 30. Ok. Și spuneați că au rămas chiar în biserică. Au rămas și în biserică, s-au botezat. Și nu, n-au mai ieșit în stradă, n-au mai plecat. Nu, n-au mai ieșit în stradă, dar de asta zic, la când cunoști lucrarea aceasta, practic descoperi istoria de viața lor, pentru că sunt unii care s-au întâmplat în viață ca să rămână fără casă și au fost doctori, au fost profesori, au fost oameni cu IQ-uri destul de mare și spunea cineva că este urmărit de securitate pentru că el poate să rețină foarte multe informații așa ca un calculator. Deci homeless-ii nu sunt neapărat oameni care sunt săraci sau oameni săraci, mai puțin sunt și educați. Oameni cu cap, oameni da. Care au... Ajung în situații și chiar o situație ca aceasta, avem în biserică o soră care la vremea respectivă a lucrat ceva în armată, care a avut o depresie, apoi cumva a găsit la noi la biserică un refugiu, să zic așa, a venit o vreme, am vorbit, am venit la masă și acum vine la noi continuare în biserică. Regular. Nu mai are nevoie de masa aceasta pentru că este profesoară, lucrează chiar unde e fata mea la facultate, profesoară, și are două fete care la fel vin în biserică, caută și aduce pe oamenii. Domnule Laurențiu Dumitru, ne apropiem de final și nu am vrea să încheiem înainte de a transmite un gând ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei cu privire la evangelizare. Ce i-ați încuraja? Pe mine m-a atras dragostea lui Dumnezeu, deși nu o înțelegeam. Am avut un bunic care m-a iubit foarte mult. Când am plecat de la el, că trebuie să plec clasa a cincea să fac la București, la scurt timp a murit. Și am auzit că a murit din cauza mea. Din cauza mea, pentru că plecasem. De supărare. De supărare, da. A fost la o nuntă, a băut până și el nu bea în viața lui. Deci a băut continuu până când n-a mai realizat și până la urmă a murit. Eram undeva în curte cu el și îmi făcusem o praște așa ca și copil și zic, ia să vezi ce tare, îi spune, să vezi ce tare arunc cu piatra și bineînțeles că am mirit exact în urechea lui. S-a făcuse pe loc urechea cât gogoașa și nu mi-a zis nimic, nu mi-a făcut nimic. Și mi-a zis, nicio problemă, mai încearcă. Și am înțeles cumva dragostea asta lui Dumnezeu după ce m-am... Prin bunic, da. Prin bunic, deși nu era creștin, da, da, da. Adică nu-l cunoșteam ca pocăit sau ca om al lui Dumnezeu, dar asta am văzut eu că cineva mă iubește. În ciuda ceea ce sunt eu, cineva mă iubește. Și nu trebuie decât să spui întrebarea. Căutam în lumea aceasta ca și psalmistul. Parcă exista ceva dincolo, parcă era ceva mai bun. Mă duceam la discoteci, la tot felul de distracții, dar parcă era un gol în care simțeam că mai e ceva, veneam cu amărăciune, parcă nu descoperisem încă sensul acesta al vieții cu adevărat. Și le-am spus la mulți prieteni de-ai mei că practic eu căutam distracții și căutam fericirea, dar practic le-am spus că adevărata fericire n-am găsit decât atunci când am devenit copilul Dumnezeu, când m-am pocăit. Pentru că fericirea aceasta pe care noi o înțelegem este că poate, eu știu, am o mașină sau un câștig la loto sau spunea cineva orice minune ține de 3 zile. Dar minunea să fii copilul lui Dumnezeu, să știi că dincolo de viața aceasta există ceva mai bun. Că aici nu este decât o școală, este un examen al nostru. În Ioan 3:16 spune, oricine crede în el, nu e forțat. Și oricine crede în el să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Versetul acesta l-am învățat și l-am spus deseori la copii. Că oricine crede în el să nu piară să aibă viață veșnică. Da. Și când vezi dragostea lui Dumnezeu, în special, în speță mie, să văd dragostea lui Dumnezeu arătată de Dumnezeu în multe situații ale vieții, cum am spus mai devreme, n-ai cum să rămâi încăpățânat sau să rămâi rece cum am fost înainte. Da, așa este și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a iubit înainte de a-L iubi noi. Așa și că această dragoste sigur trebuie să
aibă și un răspuns din partea noastră și Biblia ne spune că astăzi dacă auzim glasul său să nu ne împietrim inima, ci să ne predăm lui pentru a umple fix acel gol despre care ați vorbit mai devreme, gol pe care nu-l pot umple nici discotecile, nici lucrurile materiale, nici plăcerile acestei lumi, ci doar Dumnezeu prin Duhul Sfânt care Amin. Locuiește în noi. Domnule Laurențiu Dumitru, vă mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune, mulțumim că ați acceptat invitația și de asemenea pentru toate experiențele pe care le-ați împărtășit. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și eu mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim multă sănătate. Dumnezeu să ne ajute să ne reauzim cu bine la o nouă ediție a emisiunii Până la marginile lumii. Până atunci vă dorim toate cele bune.